profesorii în țara noastră, parașutismul este tot mai la modă. Sute de tineri înfruntă fricile sărind de la 4.000 de metri înălțime. În același timp, cei profesioniști doboară recorduri și participă la campionate mondiale. Un sport prea puțin dezvoltat, care însă începe să prindă tot mai mult la noi în țară. Despre cum e să te arunci în gol și ce simți când zbori cu parașuta, chiar acum, într-un reportaj din interior. N-ai cum ce să compari senzația asta, chiar n-ai cu ce să o compari. Deci, simte că după ce mi s-a deschis parașuta, mi-au dat lacrimi de fericire. Nu-mi venea să cred ce mi se întâmplă, că visul meu a devenit realitate. Îmi aduc aminte că emoția cea mai mare a fost în pragul ușii. Mi s-a părut din ce în ce mai mare, cum să zic, hăul pe care îl vedeam atunci, chiar așa am gândit atunci. Am zis, mi-e frică. Uiți de absolut orice gând, orice problemă, în caz că ai vreo problemă sau mai multe, uiți că luni trebuie să mergi la job, uiți orice. Curaj, frică, adrenalină, senzații extreme la 4.000 de metri înălțime și un vis împlinit pe care omul l-a avut dintotdeauna, să zboare. Parașutism, libertate pură. De la trupe militare la sportivi de performanță, parașutiștii au cucerit cerul în ultima sută de ani. Trebuie picioare, nu se vede. Încă, da. Da. Nu, e un sentiment foarte mișto. E totuși chestia aia de frică puțin, pentru că e impactul, nu știi la ce te aștepți și nu știi cât de tare o să calzi. Dar viteza e, nu știu cât am. A 200 și. 200 și, da. Cădere în gol. E foarte mișto. O să te ții cu mâinile de ham. Da. Picioarele o să fie în afara avionului și îndoite pe sub burta avionului. Și vreau... Reporterul emisiunii din interior, Delia Marinescu, a hotărât să își asume riscuri pe care nu le putea controla. Am emoții, îmi strâng pumnii să simt emoțiile aici. Mi-e frică de căderea liberă, care o să dureze aproximativ un minut, din câte am înțeles. La o înălțime de 4.000 de metri, 0 grade. Am înțeles că nu le simt din cauza adrenalinei. Da, căderea timp de un minut o să o simt, probabil, când aterizează avionul. Andrei este instructorul tău. Sunteți pregătiți? Suntem, are 12 ani de experiență, am încredere în ea. Efectiv, ai senzația că o să mor, deci anticipat. Și am început să plâng după ce s-a deschis parașuta, pentru că am simțit că am supraviețuit. Deci mi s-a părut foarte emoționant. Nu cred că am trăit nimic mai puternic. Nimic. Când m-am eliberat, a fost când s-a deschis parașuta. Și atunci am putut să văd lacul Hăilești, peisajul superb și să mă bucur de viață. A supraviețuit, n-a murit. E senzație de supraviețuire, superb. Cel mai cunoscut drop zone din România se află la aerodromul Clinceni. La nici 10 km de București, parașutiști din generații diferite își exersează manevrele de zbor. Ramiro Nicolau este cel mai experimentat parașutist român. Nu cred să aibă cineva mai multe salturi ca mine. Adică e vorba de 10.400 și ceva de salturi.
În cam 40 de ani. Destul de mult. O viață de om. Fiul său, Andy, i-a moștenit pasiunea și la vârsta de 12 ani a făcut primul salt cu parașuta. Între timp a devenit campion mondial și are în palmares numai puțin de 5.000 de salturi. Am văzut la tatăl meu, mi-a plăcut ce am văzut, mi-a plăcut că există o disciplină, mi-a plăcut că am o direcție, mi-a plăcut că nu m-a făcut să mă apuc, nu știu, de băut excesiv, de alte chestii care ar fi putut să-mi dăuneze. Nici măcar n-am încercat să fumez vreodată, pentru că aveam deja un drog natural, adrenalina. Cornelia Mihai este prima româncă parașutist clasată în top 4 mondial. Trăiește în Emiratele Arabe Unite, dar vine în România ori de câte ori are timp. În 2014, în Florida, am fost prima femeie care a câștigat o medalie, am ajuns pe podium, o medalie de bronz la campionatul mondial. Iar în 2015, în Canada, am câștigat medalia de aur la una dintre discipline, în distanță, în pilotarea parașutei. Și de atunci am câștigat în diferite concursuri. În general sunt pe locul 2, locul 3 mondial la overall. Și am tot încerc să devin campioană mondială. Alina Sime are peste 2000 de salturi, însă începutul carierei sale nu a fost deloc ușor. La 18 ani am zis, acum e momentul, și m-am dus ca o majoră și independentă ce mă simțeam, m-am dus să le spun părinților mei că eu mă apuc de parașutism oficial și surprinzător nu au ce să facă. Atunci tata a zâmbit frumos și mi-a spus nu, mama a început iară cu scandalul și tata a început să-mi enumere, pentru că tata e o persoană foarte, foarte rațională, și tata a început să-mi enumere. Știi, pregătirea pentru bacalaureat, ia-ți adio. Să mergi la facultate în alt oraș, nici asta. Permis de conducere, nici acolo n-ai susținere. Pasiunea lor a apărut în momente diferite, însă și-o manifestă în prezent cu aceeași intensitate. Triggerul a fost, practic, la un moment dat, când, într-o călătorie cu trenul la 14 ani, alături de mine în compartiment, erau doi paraștiști militari, care tot povesteau despre saltul cu parașta. Și la finalul conversației au spus, a, uite că acum e simplu să sar cu parașta, nu? E ca și cum ne-am apucat noi. Acum poți sar și să faci și paraștii sportiv. Și acolo e doar o parașta așa, nu știu, de 20 de kilograme maxim. Și poate să facă oricine acum, practic, paraștiști. Atunci mi s-au deschis antenele, am zis, mamă, deci dacă se poate face așa ceva... Dependența de zbor a făcut-o pe Alina Sime să se arunce cu parașuta chiar și când era însărcinată. Nu ai niciun risc dacă ești parașutistă și faci asta în frecvent. Nu ai niciun risc decât în momentul în care burtica devine vizibilă și atunci da, că na, te poți lovi de ușa avionului, de un coleg în aer, te mai atingi și mai bine nu riști. Dar până prin luna 5-6 îi spun că nu e problemă. Aș putea să spun că m-am apucat de parașutism din greșeală. Făceam mai multe sporturi, dar cel mai important era caia canoie. Și fratele meu s-a dus la turnul de parașutism într-o seară, s-a împrietenit cu băieții de acolo și după vreo săptămână mi-a spus și mie că, ia uite, putem să facem antrenament acolo, sunt niște băieți super ok, se face super antrenament. Nu la nivelul pe care îl făceam eu la caiac, dar destul de consistent. Fiind unul dintre cei mai pregătiți de acolo, a venit regretatul maestru Sebe Vasile, m-a văzut, m-a remarcat și zice, nu vrei să te apuci de parașutism? Hai să facem un salt. Primul meu salt a fost la 12 ani împreună cu tatăl meu, probabil singura persoană cu care aș fi încercat senzația asta. Am crescut după el, am mers peste tot pe aerodrom, unde a fost și el, am fost și eu. Și făcând asta am trăit cea mai tare experiență din viața mea de până atunci. Eu am început în 2002 la Aeroclubul României, la aerodromul Sreșnic. Am început activitatea de parașutism și mi-a plăcut foarte mult. A fost o întâmplare că am încercat. Eram în liceu, prietenele mele din liceu mi-au zis, uite, am văzut anunțul acesta, vrei? M-am dus, n-am știut despre ce este vorba, dar am început să sar cu parașuta și pot spune că mi-a schimbat cursul vieții.
am dedicat ultimii 15 ani activității de parașutism. Parașutiștii nu uită niciodată cum a fost primul salt. Știi, când faci ceva pentru prima oară în viața ta, de sentimentul ăla de început, de nou, de nu știi la ce să te aștepți, era o frică împletită cu emoție și cu vise și cu dorințe de nedescris. Și vine rândul. Alina se uită frumos și face semn la ușă. Și mă îndrept frumos spre ușă și am zis, gata, asta e. Poate ce s-a deschis parașuta, îmi aduc aminte că era decât liniște, eram printre nori, soarele ieșea dintre nori, era superb. E de nedescris, ar trebui ca până și acum, după atâția ani în parașutism, este foarte greu să explici ce simți când sar cu parașuta, trebuie încercat. Deci parcă văd și acum, acum am făcut primul salt. Declanșează, trage de dreapta, am declanșat, am tras de dreapta și atât de tare mi-a plăcut, n-am mai făcut nimic altceva. M-am dus în primul copac care am aterizat, cred că am făcut cel mai lung zbor din ziua aia. Neavând răbdare, s-a organizat un eveniment la Călăraș în 2002, la 12 ani. Nu exista ideea de salt în tandem în România, implicit nici legislație nu exista și am făcut-o până la urmă. A fost de departe cea mai tare experiență pe care puteam să o am. Sunt parașutiști pentru sentimentul de zbor, pentru senzația de a controla căderea în gol, un fapt pe care corpul îl acceptă cu greutate și au învățat că de fapt curajul este o frică mai mare. Eu am 5300 de salturi în 11 ani de carieră și pot să zic că încă simt frica. Din punctul meu de vedere e utilă, ne ajută. Atunci când ești într-o situație limită, nu curajul te salvează, ci frica. Instinctul de conservare, frica, dorința de a supraviețui, ele ne ajută să mergem mai departe și să supraviețuim. Aproape 2000 de salturi am acum. La fiecare salt îți este un pic frică, doar că știi cum e? Una e frica aia care te paralizează și una e frica aia care te uiți în ochii și spui I know you fear, let's go jump. Emiratele Arabe Unite, Franța și SUA sunt țările cu cea mai îndelungată tradiție în parașutismul sportiv. În România, deși aerodromurile sunt puține, investițiile private din ultimul timp duc către dezvoltarea acestui sport extrem. Dragoș Boieru este fondatorul celei mai mari comunități de parașutiști din estul Europei. Inspirat de modelul francez, a înființat TNT Brothers, o asociație cu 8.000 de membri. În anul 2006, fratele meu a fost în Franța la o bursă. Și eu am fost în vizită acolo, împreună am mers la un aerodrom, bun loc, unde am văzut cât de frumoasă e toată activitatea și ce înseamnă să zbori, să înveți oamenii să zboare și să vezi toate disciplinele sportului. Încet, încet ne-am interesat ce înseamnă avionul, ce înseamnă parașutele, instructori, ce ai nevoie. În același timp am și făcut salturi și am crescut în experiență și în 2010, împreună cu Bogdan, ne-am făcut cursurile de instructor, instructor tandem și instructor AFF și în vara anului 2010 am făcut primul salt la noi acasă, cum s-ar spune, la TNT Brothers. În fiecare vară, la finalul lunii iulie, TNT Brothers organizează la Clinceni evenimentul Girls Can Fly. Cele mai experimentate fete parașutiste din România execută salturi spectaculoase și demonstrează din plin că acest sport nu este doar pentru bărbați. Am încercat să încurajăm femeile să își dea seama că nu este doar un vis și un mit, ci efectiv și ele pot să facă chestia asta. Și fetele pot să zboare și nu oricum spunem noi foarte bine. Esența e să transmitem comunității că existăm și că știm ce facem și să încercăm să cooptăm cât mai multe persoane în această comunitate și să dezvoltăm, bineînțeles, abilitățile fiecăruia, abilitățile de zbor ale fiecăreia. Și surprinzător, femeile sunt mult mai curajoase decât bărbații, adică odată ele ce se hotărăsc, da, vreau să fac asta, pe ele nu le mai întorci. Ca să zbori cu parașuta ai nevoie de o stare de sănătate bună și să nu ai mai puțin de 16 ani. Poți începe cu un zbor în tandem care costă 800 de lei, în care ești însoțit de un instructor. Dacă îți place foarte mult, te poți înscrie la un curs de instructori AFF, adică de parașutiști profesioniști. Pentru asta trebuie să scoți din buzunar între 7.000 și 9.000 de lei, iar ulterior pasiunea ta se poate transforma în job. Alina se pregătește pentru acest lucru.
În 2013 am făcut un salt în tandem. Prietenul meu sărea cu parașuta de ceva timp și mi-a plăcut foarte mult și am vrut să încerc. Apoi am mai făcut un tandem pentru a fi foarte sigură că vreau să fac asta și că îmi place. Și am făcut școala de parașutism, am făcut cursul și mi-am luat licența și am putut sări singură. După ce termin cursul, te ocupi de împachetarea parașutelor, filmezi în zbor, iar când ai câștigat suficientă experiență, îi poți însoți pe tinerii amatori de senzații tari. Cam toți instructorii de aici au început cu școala de parașutism, apoi au devenit fie instructori, fie cameramani, cei care filmează tandemurile. Și atunci, cu siguranță, poate deveni un job. Prima unitate de parașutiști militari din România a fost înființată în anul 1941 de mareșalul Ion Antonescu. După ce trupele sovietice au ocupat țara în august 1944, batalionul a fost desființat. A fost reînființat în anul 1950 datorită lui Grigore Baștan, cea mai mare legendă a parașutismului românesc. Este o figură emblematică a parașutismului militar românesc. El a fost subofițer în această primă subunitate care a luptat în 1944. Ulterior a devenit ofițer și a reușit să convingă autoritățile vremii de necesitatea reînființării acestei unități. Generalul Grigore Baștan a inventat parașuta model BG-7M, care se află și astăzi în dotarea trupelor române. Este primul român care a sărit de la 10.000 de metri în anul 1970 și rămâne în istorie drept părintele trupelor române de parașutism. Generalul Baștan, fiind comandantul acestei unități o lungă perioadă de timp și fiind cunoscut ca comandantul acestei unități, a reușit să dea o aură cu totul aparte și datorită unor genuri de misiuni care erau încredințate parașutiștilor. Trei recorduri mondiale la parașutism au fost atinse de un român. Ionuț Riteș, campion național la acest sport, păstrează zecile de titluri naționale, dar și omologarea recordurilor sale. Acesta este un salt omologat de către cartea recordurilor din Statele Unite ale Americii, Longest Skydive Jump, cea mai lungă lansare cu parașută din lume, din mileniu 2, cu aterizare în mileniu 3. Au fost patru parașutiști din partea Aeroclubului României. Tot Ionuț Riteș a fost primul care a zburat cu paramotorul într-o salină. Aici este vorba de o lansare de carte recordurilor în care am zburat împreună cu Adrian Buzan la minus 208 metri adâncime în salina Stanic Prahova. A fost primul zbor în spațiu închis și cel mai de adâncime zbor din lume. Și a luat parte la cea mai mare parașutare pe timpul unei eclipse totale de soare în august 1999. Am sărit 18 parașutiști, 9 din partea Aeroclubului României, 9 din partea Serviciului Român de Informații de la Brigada Antiteroristă. Lansările au fost bune, au fost două, practic una în începutul eclipsei solare și una chiar în fază de totalitate. Mulți spun, păi puteam și eu, dar într-adevăr, erau tot felul de păreri că pe timpul eclipsei totale s-ar putea stârni un vânt și așa mai departe și practic noi ne-am asumat lucrurile. Mai făcusem anterior, am 16 lansări de noapte, dar nu n-am plină zi, a fost o noutate, bineînțeles. A fost o beznă și după ce am deschis parașuta, când m-am uitat către în sus, chiar trecuse eclipsa și a apărut inelul cu diamant pe care l-am văzut în toată frumusețea lui. Deasupra, ca să spun așa, straturilor atmosferice poluate. N-am cuvinte să descriu. Foarte frumos. O amintire care nu se va șterge niciodată. Riteș are microbul parașutismului impregnat în ADN și l-a transmis și fiului său Mihnea, un adolescent de doar 16 ani, care abia și-a început cariera de parașutist. Dorința mea, ținând cont că tatăl meu are 12 titluri de campion național, mi-aș dori să-l întrec. N-am multe șanse, ce-i drept, dar vreau să continui, să am dorința asta de să-l bat pe tatăl meu. În parașutism există totuși și pericole. Experiența învață pe parașutiști cum să se ferească de ele. A fost un incident în care bucla textilă